Boștin așteptând mingea și este prin întâlniri. Destul de rar au jucat din primul minut amândoi. Strătină vine lângă Mățel, deocamdată se duce fundașul dreapta, urmează centrarea lui Strătină, un călcâi al lui Miranda. Cel care continuă să vină cu bicicleta, atât la antrenamente, cât și la meciurile oficiale. Miranda foarte aproape să profite de un balon degajat aiurea de Daniel Munteanu. Vine și centrarea și gol pentru Strătină! L-am mai văzut marcând pe Strătină odată, se duce la marginea terenului, este o plecăciune în fața fanilor, a familiei, jucători de pe teren. Și Torge marchează cu capul, nu e o noutate până la urmă, priviți cât de bine a venit acolo, l-a păcălit pe Bații, a luat prin planul argentinianul jenant în această postură. Părea că a țipise, cel puțin pentru câteva clipe. Strătilă nu l-a iertat, foarte bună însă și centrarea venită din flanc. Altra pleacă până la finalul jocului. Chehinde Fatai, fotbalistul care a venit în România jucând pentru Farul Constanța, scoate în flanc, de acolo poate veni o nouă centrare bună a lui Alexandru Țigănașu și este mare ocazie la poarta lui Marius Popa. Americanul Bații, Strătilă nu-l poate păcăli de această dată pe Elias Bații. Vine Mățel, urmează centrarea bună și se semnalizase offside. Probabil că el ar fi trebuit să fie la capătul acelei centre. Pasa însă foarte bună, n-am așezat pe iarbă. Uzmane în doi, păcălit și de soare, trebuie să se replieze acum senegalezul. Boștina aceeași pasă cu latul, poate veni șutul lui Voican, exact în brațele lui Miron. Fatai, excelent, piciorul stâng, însă nevoit să întoarcă în flanc Țigănașu, la firul ierbii. Marius Popa este bucuros de această fază. Noi revedem șutul lui Alexandru Țigănașu. A început fotbalul la FC Bihor, echipă care se simte bine în Liga Secundă, pentru că bihorenii s-au poziționat acum pe primul loc al clasamentului, reușind să o întreacă pe Nasser Menasser. Corner bătut pe colțul lung. Balon retrimis cu capul acum de Daniel Munteanu, intervine și Țigănașu, este un fault. Seto a avut timp să se uite, Strătilă din prima, Miranda, ce execuție acrobatică a avut argentinianul, Strătilă, Fatai, la capătul centrării, iese însă Popa. Îi se ocupe. Păcurat. Verticalizează, Boștină își pregătește șutul, este parada lui Miron. Iată ce înseamnă de acolo dispariția unui mijlocaș la închidere. Nici Seto Takayuki, nici Uzmane Ndoye nu au venit să iasă tampon în fața lui Gabriel Boștină. Un șut al lui Păcurar, de această dată cu piciorul drept. Du-te, noi revedem aici șutul lui Boștină. Spuneam, trăiește a treia tinerețe, 5 sezoane petrecute la Steaua, 3 ani la Dinamo. Universitatea Cluj în drumul spre egalare. Machado aici însă s-au făcut perechi jucătorii celor două echipe. Vine și centrarea bună cu efect. Cojognean sare însă mult mai înalt, este Ungurușan. Ce șut frumos! Miranda l-a păcălit pe Abrudan de această dată. Fatai, Daniel Munteanu se complică, Fatai poate trimite lobul salvator, urmează pasa și este ratarea lui Miranda. Sunt cam multe fluierături pentru un astfel de meci. Ungurușan. Dezamăgiți fanii ploieșteni de posesia din ce în ce mai mare pe care o au cei de la Universitatea Cluj. Noi revedem și din alt unghi. Nasser Menasser, francezul însă nu nimerește cea mai bună pasă, a fost fault în atac. Supărat Delgado, iată frustrările unui fotbalist care vrea să arate, să joace fotbal, să arate ce știe. Seto Takayuki rămâne căzut pe gazon. Nu cred că e o meteahnă mioritică, pur și simplu samuraiul a fost busculat de Delgado, iată. A căzut rău Seto Takayuki. S-a ridicat până la urmă capitanul Australilor.
L-a păcălit pe Junior Moraes și Ungurușan intră în careu, Menasen și Păcurar își mai încearcă o dată șansa. Claudiu Niculescu, ce gol avem, prieteni! Senzațională execuția lui Claudiu Niculescu. Este 1-1 în minutul 72. Două decenii, brazilienii se antrenau la Cupa Mondială din 94 și mai devreme. Brazilienii se antrenau la ședințele de pregătire pentru astfel de faze. Un asemenea gol se numește gol olimpic pentru că vine după o lovitură directă din corner. Senzațional, încă o dată. Cu mult efect, pe colțul lung, bine bătută. Apropo de ceea ce mai puteți vedea pe GSP TV, după meci urmează știrile, iar mai apoi Premium Liga. Moment în care Păcurar marchează pentru 2-1. Necruțător. Este 2-1 pentru Universitatea Cluj. Da, o lovitură precisă, vinovatul fără vină la această fază, Bogdan Miron. Tigoianu trebuia să vină mai repede. Foarte bună lovitura lui. Am avut două goluri și în repriza secundă. Astra trebuie să accelereze, săriște în mitanul al doilea și Fatai era în offside. Dar cred că mult mai inteligent ar fi fost Strătilă dacă încerca să trimită un lob pe poarta lui. Takayuki Seto. Vine pasa, croitorul din prima, Fatai și este ratare uriașă pentru Astra Ploiești. La egalitate acum cu Universitatea Cluj, foarte bună devierea lui Marius Croitoru. Da, trebuia să fie un pic mai inteligent Kehin de Fatai, pentru că pe colțul lung avea cele mai mari șanse la o lovitură de la colțul terenului. Miron luat în primire de Abrudan și Miron reușește să scoată balonul în fața porții, dar nu se mai întâmplă nimic. Universitatea Cluj învinge la Ploiești pe Astra cu 2-1.